Sau ce bine v-am găsit un nou episod din Zombies? Să vorbesc cu mama. Stai. Bine. Servus, hai că era cu treaba. Am început să scriu și m-am luat cu altceva. Au venit ăștia să ne monteze detectorul de gaz. Și m-am dus acum seara și de euforia cum să acționeze în caz că, de exemplu, noi suntem plecați și sau sunt eu plecată și se declanșează gazul, e vreo defecțiune ceva. Ăla începe și piuie, trebuie scos din priză, el dacă nu piuie în continuu jumătate de oră, trebuie scos din priză. Ești sau nu, dragă, suntem la noi. Dar nu dorm acolo. Am avut de dimineață treabă. Așa. Ce am să zic, se opresc automat gazele când el simte, el trage. Aici, dragă, vorbesc, de ce filme din filme vorbim? Filme străine, detectorul de gaz care l-am cumpărat din martie și nu l-am instalat de când eu făcut revizia la gaze. Și ăsta nu se declanșează la orice. Că doar și bunica ne are detector de gaz, iar el are de mult instalat. Că e obligatoriu. Dacă te prinde fără, e amendă. Cum unde? Detectorul de gaz, unde l-are instalat? Lângă centrală se instalează. Nu știi nimic. Nu știu nimic, dragi. Nimic. Voi nu v-au plimbat, nu știți nimic. Numai bun și voi. Da, dar la voi numai lor. Sunt de ținată, mi-e tot timpul. Și ceartă. Nu pot de la tot ceartă. Și, deci, de exemplu, dacă e o detecțiune la gază, el începe și piuie, timp de jumătate de oră, oprește gazele automat, tu îl vii, o scos din priză, chem persoana autorizată să verifice ce e în regulă cu gazele. Bun, ne-am urcat în autobuz. Și după ce verifice ce e în regulă cu gazele. Am găsit un... După ce... Am găsit un... un tutorial. Un easter egg care ar putea să mă ajute. Există drujbă în jocul ăsta, dar nu știu dacă este... Stai că vin ăștia. Există drujbă în tranzit. Dacă mă bat cu Moș Crăciun și ca să ajung la Moș Crăciun trebuie să treacă ceva timp. O să încerc să ajung acolo. Fuck, n-am arme aici. Cred că o să mă moare zombie. O mie mă costă. Să merg mai departe. Încerc să fac aia, să ajung la Moș Crăciun.
De la un moment dat apare Moș Crăciun pe harta asta de tranzit, mergând cu autobuzul. O mie, am făcut rost de 1000 în sfârșit. Vreau să văd dacă e adevărată chestia aia cu drujba. Dacă l-o mor pe Moș Crăciun? Mă fix.
I've got a funny feeling about this place. Of. N-am reușit să spăvătesc mai mult de 5 runde. Mai încercăm ceva. Asta e șmecherul. Asta îmi place cel mai mult, harta asta. Dacă nu, o să mă joc multiplayer și gata. Că le-am mai puțin frustrant decât zombies. Enough walking for today. We set up camp here. In case you boneheads have forgotten, the world is broken. Very. That's more than a hole in the ground. That's the rift. Darn near splintered my bones on landing. At least I know what I'm paying for. How'd a sweet little place like this come to get buried underground? Trebuie să iau pe aici, să-l descui pe ăsta. We could just use the key. Hey, big guy. There's something you need? You sure look like you could use a drink. După aia mergem la bar. Vreau să ajung la mansion-ul ăla, să descui mansion-ul. Stai să omorâm pește. Ia uite. 620. După 1250 ca să poți deschide aici ușa asta. Greu de unul singur, frate, ce pot să zic? E foarte greu. Am și uitat să vă salut. Salut și bine v-am găsit la Call of Duty, că asta o să jucăm astăzi seara. Dacă nu, o să mai fac niște meciuri de multiplayer, dacă nu-mi iese faza cu zombies. Măcar pe harta asta să pot să ajung mai departe nițel. Faci cam greu bani aici. Wow! Să-l atrag pe ăsta cu ceva, să iau buz de la bar și să-l atrag. Ah, stai să mor și pe ăștia. Insta-kill. 1150, 1250 îmi trebuie. Ah. Au un grani de grapefruit care e foarte bun. Call of Duty și granini și o țigară electronică merg la fix. Gata, 1430. Unde e buzul? Uite-l aici.
I'll take it. Even though I ain't even thirsty. Ia uite-mă cum a venit ăsta. Trebuie să scap de zombălăi ăștia. Hai pe mine, băiatul. Nu. Nu, hai aici. Then do your stuff, okay? Oh, hey, sure. He's a destructive son of a bitch. Boy. I like acum ar trebui să spawnez în al doilea buz. Aici, în bar. Mamă, vin pe jos ăștia. Ești nebun. Vin de sus. Carpenter. We got a little help. When I say little, I mean real little. Oh, futu-s morții, mă, tigare era, că nu l-am văzut. Bă, ești nebun, n-am văzut pe ăla. Nu i-am văzut pe aia de lângă mine. Frate, deci asta mă enervează la zombies. Nu-i nimic, mai fac o dată harta. Dacă nu-mi iese nici de data asta, înseamnă că sunt eu un ratat. Și știu să joc bine. Alții au putut să o facă în solo pe asta. Fără probleme. Nu înțeleg de ce. That's more than a hole in the ground. That's the grid. M4, asta mi-l iau. Oh! Oh, mama! Darn near splintered my bones on land. Bun, rapid, să liberăm pe fraierul. How a sweet little place like this come together. Să fiu atent în toate părțile. Că pot să mă trezesc cu zombie. We could just use the key. Yep. Asta o să-și folosim cheia. Hey, big guy. Da, să-i dăm buzul ăsta. Așa. Hai, sparge. Hai, băiatu. Așa. În orice caz trebuie să le trag la cap ăștia. Mie 250 îmi trebuie aici. Stai că vine ăștia din... Ia uite. Bun. Dacă am 90 de gloanțe, sunt ok. 750 abia. Trebuie să fiu atent la... No, trebuie să fiu atent aici. Aș putea să-mi iau și niște percuri. Kabum! 1520, perfect! Hai cu mine!
always break it over someone's head. Take this, then do your stuff, okay? I must have missed something somewhere. Și îmi trebuie un al treilea buz. Hai că ar trebui să spawneze tot aici. La bar. Hai să strângem, să facem barierele aici. Că nu mă costă mult să fac barierele. Oh, futule muma în cur. Mai încercăm. Mai încercăm o dată dacă... dacă de data asta nu iese... O să trec la multiplayer. Enough walking for today. Somehow. Mi-au pus cam direct. The only inhabitants are going to be of the undead variety. Ah! I reckon we should buck the poor lug out of his cell. Oh, he's scared. Hey, how about something to drink?
Păi, frate, mai sunt ăștia. Asta e să mai spawnat un buz acolo. Ah, uite că s-a mai spawnat un buz aici. Cam încoace, boss. Cam o treabă pentru tine. Mai am un buz de aici, uite. Gata. Hai pe mine, boss. Nu, în sfârșit am ajuns la casă. În sfârșit am ajuns. În sfârșit am ajuns și eu dincolo de mansion.
Te muți în recepție? Nu, ce să zic? Ce? Cine pleacă? Hai că de data asta se pare că mi-a ieșit. Uf, 4 rounds, dar măcar am descuiat. Măcar am ajuns dincolo de casă. Am trecut prin casă. Hai că am reușit de data asta. Nu e așa greu. Eu care-s mare nebun și mă deam, mai încerc o dată. Bun. Bun. Deci ăștia sunt pași. Mergem aici, le liberăm pe fraierul ăsta. Perhaps we could assemble some kind of device to pry the cell door from its hinges. I think his own fear may have led him to lock himself inside the cell. Here's to have cleared an obstacle for us. His destructive power just may prove useful.
ciclotropia semnalul. I have found an object of some kind. Și aici ar trebui să spuneze buzul, din nou. Dacă o să vină și aici ăștia. Din pământ ies și la dracu să ia. Bun. Trei rounds, gata, mă bun de multiplayer, nu mai fac asta. Am trecut dincolo de casă, nu s-a mai spawnat buzul, n-am putut să trec mai departe. Ne oprim aici. Să ne facem fermă odată. Mai au fermă odată. Survival. Asta îmi place la nebunie, harta asta cu fermă.
Mai departe nu merge să trecem? Nu, se pare că atâta e harta. Nu pot să mă duc în anul de... Nu pot să mă duc în anul de porumb. Mamă. O să folosesc percurile astea, ca să mă ajute cu ceva. Asta ce e? Speed Cola. Oh, ăla-mi trebuie. O mie îmi trebuie. Insta-kill!
așa, viteză. Am unde mai sunteți. $150 mă costă ca să dau sus acolo. La cutia aia. Parcul de speed e foarte bun.
9 runde am supraviețuit. Hai că am făcut ceva. 9 runde. Ia uite, 16.520. N-am dat din kick-ass. Prima dată când fac 9 runde continue fără să mor. Și acum hai să ne băgăm. Hai să ne băgăm pe MP, să facem niște meciuri de MP. Bă. Back, am revenit, multiplayer. Hai să vedem la custom game, setup bots. Regular bot difficulty, regular. DLC, ia să vedem ce hărți avem pe DLC. Multe hărgi mechere, dar vreau să iau una. Asta Rush îmi place cel mai mult. Frostul nu știu cum e. N-am încercat-o. Grindul e șmecheră. Hijack n-am jucat de mult timp. Pe asta o să facem. Hijacked. Team Deathmatch. Asta cu vaporul e genială. Știu că am jucat-o pe Xbox, dar tovarășul al meu de... i-au sărit capacele. Cred că m-a crăbat serverul. Cred că m-a crăbat serverul. Mai încercăm o dată.
non so. Ia la crăpa străbărul. Nu știu de ce nu merge. O încercăm până merge și gata. Ia 4 ore când crapă. Nu știu ce mamă seare. Dacă nu luăm altă hartă. Dar trebuie să meargă. Fatal error occurred, pizda măsii. Zombies, vă că am jucat și n-am crăpat deloc, a mers foarte bine, zombies. Nu știu ce are harta asta. Să pun mai puțin playeri. Punem 3 contra 3. Cred că acum a mers. Cred că am băgat prea mulți boss de-aia. Oh. Transitioning. Asta am jucat-o tovarășul meu de... Eu sări capacele harta asta. Nu-mi aduc aminte.
assist. The jar more or less. Oh, nice. Coming off, stand by. Rolul mai știu cum era. Transitioning. Let's go, let's go. Gata, mi-a schimbat clasa. Oh, mamă, deci unul era și mai șmecher. Aveam terenul ăla de golf. O să iau și unul să-l joc. Black Ops 1 și ăla a fost șmecher. Ăsta îmi place care zambiu mai șmecher. Stai că ăsta s-a dus. Salut! Da, ți-am luat tech shield-ul. Cu ăsta...
cu shield-ul ăsta fac meserie. Sunt ca un tank. Nu poate să mă distrugă nimeni cu el. Deci asta e o hartă epică. Așa. Oh, m-a luat pe spate. God damn it. Ah, stai. Uite tech shield-ul. Bine. M-am băgat în Claymore. Așa, am shotgun acum. Doi. Nu, trebuie să-mi iau altă clasă. Ia să-mi iau sniper clasă. O să stau undeva sus aici. Hai că am câștigat, e bine. Bine, boss. Hai că am mers și... Mai era o hartă cu un centru de fitness, parcă, sau nu mai știu ce era, dar cred că aia era în Call of Duty Black Ops 1. Asta e aia cu trenurile. Hijack, meltdown, nu știu cum e meltdown-ul. Overflow. Se pare că nu e... Nu, nu sunt hărți cu... să-l definez. Da. Standoff. Turbine. Yemen. Nu. Nu sunt. Dintre cele cunoscute, Expressul, vă recomand să jucați. Hijack 2. Deci Expressul și Hijack 2 sunt geniale. Asta cu Aftermath n-am încercat-o. O să încercăm și pe asta. Și din DLC... Nuketown 2025. Asta e interesant. Ăla se juca cel mai mult înainte în Black Ops 2. Nuketown-ul. Grind-ul e mișto. Și mai e una aici. Asta, Rush-ul. Și asta iară e șmecheră. Nu știu acum pe care să jucăm. Pe Aftermath am zis că încercăm.
seta bots 3 și 3 ca să nu mai crape iar serverul. Hai să vedem cum e aftermath-ul când am încercat. Oricum nu se compara cu Black Ops 1. Black Ops 1 la MP avea cele mai șmechere hărți. Deci la Black Ops 2 v-am zis ce merită să joci. O să le iau și pe 1. Și asta are hărți șmechere, dar nu are hărți mai șmechere decât Black Ops 1. Black Ops 1 a avut cele mai șmechere hărți. Zombies nu era așa strălucit. Am jucat Zombies în 1, dar nu mi s-a părut nu știu ce. Nu mi s-a părut ce știe ce. În ăsta, în schimb, Zombies rupe. Deci, e genial Zombies-ul ăsta. Ăla cu Alcatraz aș fi vrut să-l mai joc. O să mai încercăm o dată, după ce termin sesiunea asta de MP. Nice! E o hartă destul de drăguță. E măricică, văd. În orice caz o să iau și unule. Dar probabil că o să joc mâine. Pe unul. Unul MP era bază. Deci era pur și simplu bază. AK. Mamă, cum îl încarcă pe ăsta. Ia. Cu ce era asta, mamă? Este merge să-mi faci un custom. O RPG-ul. M-am aruncat în aer, ca prostul. Hai că am învățat harta cât de cât. Dar v-am zis, unul era spumă.
Deci cât am putut să joc harta aia cu terenul de golf, n-am jucat ăsta în multiplayer cât am jucat ăla. Avea și centru cu fitness, avea tot. O să le am pe toate în orice caz, și Black Ops 1 și Black Ops 2. La asta mi-a plăcut Zombies cum e făcut. Deci la asta Zombies e genial. Ah, m-a atras din spate. Destul de drăguță harta asta cu... Da, m-am lămurit, e o hartă drăguță, dar eu să dau endgame. Thank you.
tot DLC-urile sunt șmechere. Asta e șmecheră. Și cu cealaltă. Cu Rush. Rush-ul și cu aia sunt bază. Grind. Asta îmi place iar de mor. Da, n-au. N-are nimic cu fitness. Cu să-l definez. Am core, nu știu cum e core-ul. E cu un stadium cu ceva. De orice caz nu cred că e asta. Grindul asta e șmecheră. După aia întoarcem la Zombies. Vreau să joc. Vreau să joc aia cu Alcatrazul. Aia mi-a plăcut foarte mult. Am mai jucat după asta. Ba nu. Nu, e aia cu skatepark-ul. Hai că asta e șmecheră. Ia uite-l. S-a băgat ăla în fața mea. Futu-ți mama mătii. Uiii. Ia uite ce frumos mă dau pe astea. Aici e un loc bun de spotting, pot să stau cu sniperul aici. Oh, care a tras? Ah, m-a luat ăla cu sniperul. Mă, ăștia arme custom, oh, frate. Cum să-mi fac și armă custom? Aia e întrebarea. Oh, stai că e unul cu sniperul. Te-am prins, boule. Ia mă ce are ăsta, mamă. Sniper cu amortizor. A, cu de-astea te joci.
fiu spotter și eu, să văd, să vadă și ei cum e când ești spotter. Ia uite, te-am prins, fraiere. Iau. Deci e mega fan să te joci cu boții. Wow, care a tras? Uite. Cuțitul am luat pe ăsta. Bloodthirsty. Unde-l dispăr mă ăștia? Dacă băgam 4 contra 4 sau 5 contra 4... Stai să văd dacă nu vin pe aici. Mă duc eu să-i întâmpin dacă nu. Ce m-a luat ăsta? Enemies down. Ia dacă arunci în mașină, explodează. Să facem. Eu te-a foc mașina. Mamă, marfă. Oh, m-a omorât ăsta.
mission almost complete. Don't quit now. Confirm. Charges down. Ah, ce? Crossbow. Uite că de asta nu știam. Mamă. RPG. Nu mai aveam guanțe la crossbow. Crossbow e șmecher. Gata, am câștigat noi. Da. O hartă foarte șmecheră. Ma. Un epic kill la final. Și ce mai avem? 5 map DLC. Ce mai avem aici? Rush-ul e mare. Rush-ul e șmecheră. Asta mai ești pe închelă. Am avut 3 kill-uri după care trec la zombies. Mă întorc la zombies, la Alcatraz. Da, uite, 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 uite. Aici, bă, că e o sală de paintball. Arată interesant oricum. Și aici la fel. Aici am apă fără la puțit. Mamă, rămâneam fără gloanțe, fix atunci. Ia, stricăm aici. Ah, stai, ce? Asta e un shotgun șmecher. Ia uite-l. Ce faci, pă? Uuuu.
on standby. Changing! Kill confirmed! Da, mă, omoră și pe mine în sfârșit. Ia uite-o! Shooter down! Reloading! Ia uite-o, îmi stă fraierul. Vreau să joc și alții Unity. Down. Am mai multe jocuri în plan pentru Let's Play. Știu unde m-am omorât, mă duc acolo. Mamă, ce trage ăsta. Ia uite-mă ce-a tras nemernicul. Pressing the bike, we're ahead.
clear. Hai că câștigăm și meciul ăsta. E fără la urechi, dacă dau boții pe mai mult de regular, cred că mi-au bătaie. Eu îi țin de obicei pe regular. Da, o să mă întorc și la Black Ops 1 la multiplayer, că avea niște hărți demențiale. Gata. Victorie. Și acum jucăm Alcatrazul. Întoarcem la zombies și facem Alcatrazul. Auzi ce bine a tras asta. Bun. Ne întoarcem la zombies. Alcatrazul aș face primul. Mai e și ăla cu blocurile. Asta care era? Asta. Asta e super șmecher. Facem Alcatrazul prima dată. Mob of the Dead Battle. Gata, facem Alcatrazul. Let's cut the crap out. What the fuck is going on? Where is everybody? Am I the only one here? Now fuck him. Because I'm getting out. Even if I have to build that fucking plane by myself. O mie îmi trebuie. Guess if we want to check out, we can do it here. Does anyone else remember planning this here? F to enter afterlife. Și ce avem aici? Aici nu avem nimica. This door costă 1000. Get the hell. You tell him Finn sent you. Nu e 240.
ostomije się i co? Kostomi. Două mii trebuie. You're not giving me any fucking love bites. Captain. We got more lead than we know what to do with. Power on somehow. Tell you to clear off.
Bun, am încercat-o pe asta, trebuie să-i dau drumul la curent. Aia, cu blocurile îmi place iarăși. Mai facem pasta odată. Asta e șmecheră. Mă costă. Tomie. Acoperiș.
maybe I need this other thing more. Oh, must leave it. No. Ma da. Mai facem o singură dată și gata. Ce? Nu. E a mea. Nu mănânci. Nu mănânci. E pe cinta mea. Hai că mai dau ultima încercare. If we continue without power, it is unlikely that we will ever find use for the elevators. Comme lifton.
approximately 230 volts at 10 amps. Further evidence that we are no longer in America. Prices are exorbitant, to say the least. Ultimo a incercare. So is Russman. Ah, my weapon is as useful as a conversation with Stuhlinger. Haideți de ce deci mă costă aici. Până mor o să joc. După ce mor, o să ies din joc și o să termin și o să desfina de astă seara. De gameplay. Hai mă. Veniți în coace. O mie mă costă. Fut-i mama măzi.
Ah, fuck, am făcut 1940, da. 4 rounds, din păcate. Nu știu cum să ajung jos la baza blocului. Dar oricum e o hartă mișto asta. Și restul rămâne să vedem în let's play următor când o să mai joc Call of Duty. O să joc probabil și Call of Duty Black Ops 1. Asta vom vedea atunci. Până atunci, toate cele bune, vă doresc o seară frumoasă.